N-ai bani să plătești taxa de protecție, frate. Vezi? Dacă nu cumperi jocuri mai ieftine de pe G2A, să mai salvești tu un bănuț. Ia uite, bă, ce țățeare aia, băi, nene! Aolo! Bă, fratele meu! Aia stă în casă dezbrăcată, băi, nene, băi! Trebuie să-mi iau unul ăsta mai mare. Un telecopecină de-asta, mă. Undiță telecopecină. Blană rău de tot, bă, băiatule. Ia uite, a venit bărbasul. A venit bărbasul acasă. Și l-ai tot dezbrăcat. Bă, da, știi asta? Dacă cineva la ușă. Nu rog, boșilor. Mă rog, cum e? Bă, veniți repede să vă arăt ceva, șmeche. Ia vină repede cu asta. Fii atent. Uite-te prin ăsta, dar să nu-l miști. Și eu vezi pe una, e una dezbrăcată și cu bărbaxul acolo. Una blondă. Iute, bă. Ce nebun. Mie mi se sculase cocoșelul că m-am uitat. Foarte bine. Alor. Da. Uite, bă, ce eu de aici, nebun. Bă, deja? Aoleu! Pică orizontal, ia uite-i. Hai să plecăm de aici. Că poate să uită spre noi. Hai că se uită dacă e. Dați o mână la barbut și după aia mergem că avem treabă, bă, băieți. Hai. O 10 lei. Bravo, bă. Bă, bulagiului. Hai încă una. Nu m-am ajut, gata. Deci fiți atenți. Asta e planul. Asta e harta. Am crezut că prima oară e de Minecraft, dar noi. Uite aici așa. O luăm de aici, noi stăm aici, da? Și mergem acolo la uliță la noi. Cerem taxă de protecție la oricine. Să facem bani, că avem nevoie de bani. Și așa. După aia mai jefuim oameni, să fim și noi răi, că toată lumea era în orașul ăsta. Și după aia mâine sau apoi mâine trebuie să mă duc să-mi iau costumașul, că mi-a făcut costumaș Armani. De ce nu-i cu mașină? Ce? Cu S. Ce nu-i cu S? Da, da. Păi, dar tu de ce stai, bă, cu mâinile pe sus? Lasă mâinile jos, bossule. Hai să mergem. Aveți vreo mașină voi pe aici? Da, da. Hai să ieșim în garaj. A luat liftul greșit. Așa e, bă, când ești pămpălău. Că aveam garaj aici. Hățiunule, bine v-am regăsit, bă, fraților, la un nou episod de GTA Real Life. Cu Tudorel, bă, bă, incredibil, bă, n-ai cum. A greșit, bă. Liftul, băiatul meu. Nu știu unde te... La mașina unde ai lăsat? Aici. I-am fost din sub bancă parcă. Aoleu. Hai că mă sună cineva. Hai. Hai din cartier. Vezi că am pus pe GPS acolo. Dar fratele nu-mi vine și el. Hai că sună, vorbește la telefonul ăsta, vorbim mai încet. Bă, nu, doar noi doi mergem atât? Se cacă, l-a luat diaree. Aoleu! Haide, hai să mergem. M-a sunat Miguel. Da, și ce zice? Că e în vacanță. E la Saint-Tropez? Da. Sau e la el acolo, în satul lui de amărâți mexican de aia? Stătea pe cunuca de cocos în braț. Zici să-mi aducă și mie un taco și un quesadilla de la când vine el. Îi dau mesaje, sir. Da, de la a făcut de măsa. Da. Și-a sorsa ceva, nu știu, că poate are și el pe careva de știe să facă taco de la original mexican. Să ne dea și pe, să ne dea pe sorsa. Dar chiar sorsa, câți ani are sorsa, știi? Nu știu. O fi mică și ea? Lasă că și alea mari sunt bune. Eu mă dau și la alea mari și la alea mici. Păi.
Dar una așa de vreo 6 ani ar fi super tare. Holo. Alea de 6 ani maxim sunt proaspete. Cam strâmb. Băi, de unde știi tu, bă, că e strâmbă? Bă, pedofilule. Nu știu, bă. Hai. Ușor, hai să vedem dacă e cineva. Uite, cineva la magazin. Înapoi, alo. Te grăbești, bossule? Uite-l pe ăsta, asta-i. Mamă, ce mașină tare are ăsta, bă. Mersi, frate. Da, bă. Mamă, frate, cât de șmecheră e! Știu, frate, dar așa ta e șmecheră. Ia uite, e merțan. Cât ai dat, bossule, pe aia? E... Nu pot să zic. E prea scumpă, nici eu nu știu cât de zerouri are. Aha. Mi-o dai și mie o tură. Ți-o dau, frate, cum să nu? Haide, bossule, să mergem de aici. Închid-o pe aia. Bă, bună, lăsa-mi locul străzii, alu. Stai că ți-o iau și eu pe asta să dau o tură, dar nu mi-ai. Stai așa. Să dau imediat. Pune-o pe trotuar acolo. Bună ziua, bună ziua. Hai, noroc. Oh, să trăiți. Haide, bă, repede. Ai închis-o? Da, da. Mersi, bossule, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Be, a sfârat mașina, be! Aolo! Ate! Aolo, l-ai călcat, fratele meu! Hai, bossule, să băgăm la manet, auto. O băgăm la manet? Păi, da. Bă, n-are benzina asta, bă, ăsta n-avea bani! Mă auzi? Băga 50 de lei ca săracu. Bă, că dă 50 de lei la... Dar ce mașină e asta? Nu știu. Bugatti, cred. Am bă, să băgăm noi benzină, mă. Și ne mai plimbăm așa cu ea. Hai. Ia zi, bă, cum e tre. Eu aș merge la un casino micuț, te bagi? Hai că mă bag. O lăsăm acolo la manet, să-ți dau și ție jumate. De fapt, dacă o lăsăm la manet, ce mai băgăm benzină? Hai că ajunge până acolo de benzină asta. Hai. O vindem, mă, o vindem. Păi da. Găsim noi un fraier. Păi da. Să nu meargă la polță, să pună plângeri. Da, bă, nu sânge. Nu știe el, că era fraier. Merge repede asta, ia uite. Mamă, da, bă, da. La frâne e cam greu așa că e rapidă. Ce dracu știe ce frână a pus ăla? Cred că are cauciucuri de alea de iarnă, vara. Cred că. Ia uite și tu cum mergi. Bă, dacă am pute înăuntru. Păi, cred că e putea ochiul. Ochiul maro? Ochiul maro, da. Hăziorule. Și-o dăm după aia camion niște tovarăși. Sau poate o lăsăm amaneta aici, vedem noi, bă, bossule. Da, așa. Lasă-mi față pe avari. Ieși de aici, tu cu baghiul în garaj, partea aia. Și chem pe cineva să... O iai să-mi bage banii cu un camion, băieții mei. Așa. Stai așa să dau și un SMS, da? Da, da. Dar nu merge SMS pe ăsta, pe Timo? Pe Tudorel, pardon? Așa. Hai. Da, să zic lui ăsta. Bossule, vino și ea. Am găsit o mașină. Ce mașină e asta? Bugatti. De care? Bugatti. Pe de care Bugatti, bă, că e mai multe ele. Spune-și tu că e șmecheră și galben. Ok.
Am aici la casino un Bugatti galben. Când o să-l iei, îmi dai și mie $120.000. E bine, mă, $120.000? E bine, $120.000. $120.000. Trimite. Gata. Hai. Cheltuim bani de la mine, că după aia mi-a ajut de la ăla înapoi. Păi da. Dar sper să vine să o ia, să o cumpere. Că poate nu-i place culoare. Fii atent aici. Domnul Nicu, îl cunosc pe ăsta, fii atent aici. Domnul Nicu, dați și mie niște jetoane, nene. 50 de jetoane de fiecare. Ia asta de aici, boșule. 50 ție, vină cu asta, îți dau. Hai, mersi. Și stai să-mi iau și eu acum, stai așa. Aoleu, băi, Nicule! Ce, mă, nu-ți dă? Ba da, bă, că îl cunosc. Deci fii atent. Ți-am dat ție 50 de jetoane, adică 50.000? Da. Mi-am luat și eu 50 de jetoane, chipsuri de alea, adică 50.000. În total, 100.000. Și mai vin încă 20.000 de la ăla. Da, și am și eu profit. 20.000. Adică totalul ăsta 20.000. Da. Băgă la rulotă de asta. Hai la rulot. Hai la rulot. Eu bag pe roșu 10 jetoane. Și eu tot pe roșu. Haide, boșule. Haide cu roșu la bun. Hai cu roșu la blană. Haide cu roșu. Haide! Haide că și după roșu am pus. Haide! Și? 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 Haide, mă, oprește-te! Este, mă! Am mai luat 20 de jetoane. Bine, mă! Adică 20.000. 20.000. Asta 20.000 cu 20.000, 140.000. E bine, bă, bosule. Hai, bă, un barbut. Fii atent că poți sta vină cu a. Ăștia amândoi sunt frați. Înțelegi? Da. Dar ăsta de aici, Marius, ăsta îl cheamă Marius. Ăsta, bă, bine, manevră cu el. Eu bag 20 de jetoane. Și hai să vedem. 20.000. Ia de aici, Mariuse. M-a spart să moară mama. Putu-ți îmbărți, mătii, să-ți put. Mă, și tu m-a spart. M-a ars, măi, e nebun. Gata, mă bag la păcănele. Zi-mi un aparat mai norocos. Ăsta. Ăsta de aici? Că e cu vin, cu bere. Ia. Bună seara, bună seara. Bună seara. Salut. Mă rog. Doamna, să știți, părintele lui? Da. Tatăl lui? E tati. Doamne, am primit, am interceptat un mesaj aici, în zona. What the fuck? În legătură cu o mașină furată. Nu și știu. Am dorit să investigăm puțin cazul. Sigur, nene, sigur. Căută, avem nicio mașină. Noi suntem cu minți. Am venit până aici cu taxiul. Și se joacă doar el, să știți că eu nu mă joc, eu n-am voie. Că eu sunt mic. Dar are cu ce să stea acasă. Eu doar mă uit atât, îmi place să mă uit cum apasă pe butoane. Da, asta, de asta se ocupă domnii de la administrație. Da, da, da. Deci n-ați văzut nicio mașină portocalie pe aici, prin zonă? Portocalie? Stați așa să mă gândesc. Ia zi, fiule, ai văzut ce? Tatie, n-a văzut nicio mașină portocalie. Eu am numărat multe mașini când am venit pe aici. Dar erau numai roșii, verzi, albastre. Doamne, singura mașină portocalie care am venit era taxiul. Taxiul? Dar ăla era galben, tati. Da. Și cam puțea bere pe acolo, cred că era bet taximetristul. Păi și nu l-ați sunat? Nu l-ați raportat la dispecerat? Da, mă, asta, că ne-a dus repede, să știți. Noi să investigăm pe aici, prin zona. Mai este altcineva în cazino? Nu știu, că noi de-abia am venit. Ok, mulțumim frumos. O zi bună, nenea!
La fel, la revedere. Mișcă-te ușor să nu pari suspect. Ia vei scoate voi ce după ăsta, e ceva? Haide, haide, haide. Bă, mă, nu văd nimic pe aici. Hai, bă, să mergi. Fugi, fugi, bosule. Fugi, mă, unde mergi? Stai să văd dacă a luat-o la mașină. N-a luat-o, n-a luat-o! Fugi! Vreți să luăm noi? Asta, pe ne urmăresc ăștia după aia. Nu, că sunt acolo înăuntru. Haide sus, repede, hai, hai, hai! Ești prin față, prin față, nu pe aici. Da, normal! Închide, închide stopurile. Așa, dă-i în față. Mamă, dar ce-au venit ăștia? Hai repede la noi, să o vinem acolo. În cartier? Da, da. Păi din cartier am luat-o, e nebun cu s-o vândă cartier înapoi. Păi și unde o vine? Lasă, las că știu eu. Băi nene, băi, e incredibil. Ia grijă. Aoleu, am și lovit-o. Mai mi-au eu 120.000 pe ea acum. Nu mă pur. Fii atent, trecem pe la primărie. Pe la primărie? Da. Trecem pe acolo la mișto. Poate vedem pe vreun să-i o dăm gratis, să-i o dă, bă, să scăpăm de ea, știi ce zic? Că să urcă ăla la volan, mă înțelegi ce zic? Înțelegi, bosule? Da. Să urcă la volan și sută amprentele lui acolo și noi scăpăm. Ai dreptate aici. A, pe nu-și degeaba sunt eu numărul 1 pe creier. Păi. Dar să ne întâlnim cu poliția acum. Nu, că mergem ușor. Mamă, dă-i tare că s-au dat girafară. Nu-i dau tare, de fapt îi dau tare, da. Haide, haide repede. O dă gratis oricui, oricui. Nu gratis, bă, să ne luăm și bani. Gratis, mă, să scăpăm de ea, mă, că ne bagă la pușcărie dacă ne prinde. Păi și cu amprente. Punca noastră. Frână, frână, frână. Stai liniștit. Mamă, nu e nimeni aici. Bă, nu e nimeni, ești prost. Hai în cartier. Acolo da. A căutat deja. Bagă GPS-ul repede, are GPS mașina asta? Pune repede GPS-ul așa. O dă la cineva de cartier, că acolo sunt mulți vagabonzi ăștia. O dă la un fraier. Da, da, da. Mie-mi e frică, bă. N-are, mă, de ce. Mai ales acum când acuma. Vine și mie costumașul, că e gata. După ce că am trecut prea întâia cu tiruri furate, cu de toate, ne căcam la urma Bugatti de ăsta. Păi da, mă, dar e Bugatti, bă, l-ai dă la șmecher. Am auzit că e 1.000.000 de euro de ăsta. Sau mai după mult. Ce pune 1.000.000? E scump rău ăsta, bă. Aolo. Aolo, mamă. Nu ne-a văzut! Bă, ești nebun, nu ne-a văzut, coaie. Bă, ăla nu ne-a văzut. Sticleții, dracu. Sau poate nu știa, poate era altul care nu știa de mașina furată. Bosule! Da, hai luăm mesul nostru. Stai să dăm pe careva să-l conducă ăla să ia amprentele. Bosule, mă auzi, bosule? Ăsta nu vorbesc cu noi, mă. Hai că trebuie să vină unul. Aolo, mamă. Ia... Uite asta, uite asta. Bosule! Mă auzi, bosule? Ia mașina asta gratis, trăi țărmăta. Plimbă-te cu ea, a fost treaba cu ea. Hai să mergem, bosule, fute, fute femei, haide. Fute-le pe toate, băi! Doamne, uitați acolo! Nenea! M-ați întrebat dumneavoastră, erați cu mașina aia în portocalie? Da, da, da. Uitați-l acolo, nene, acolo, în spate. Acum ne ducem copile. Am vrut-o și pe asta, auzi că am vrut-o și pe asta. Hai să mergem, hai să mergem. Condu-tu. Haide, repede. Haide, bă. Ți s-au stricat cheile? Da. Hai, băiatule. Ce s-a întâmplat, nene? N-ați mai luat mașina? Bă, nu te urcă mașina aia acum, hai! Fugi repede! Ia ta, ia ta, ți-o dau ție, du-te repede, hai! Du-te, mă, în Bugatti acolo și intră în ea, n-auzi! Fugi repede, zic că e mașina ta, că
dată, Vale. Că ți-am dat o un unghi al tău. Haide, du-te repede, hai, fugi. Nu frate, că mi-e frică. Bă, te împuși să moară mama. Haide. Aoleu. Ușor. Are. Ușor, mergi ușor și ca lumea, da? Trecem pe acolo și o luăm în dreapta, dar mergi ușor. Legal, boșule, legal. Era un polițist la volan, bă. Cred că bagă la confiscat. Da, da, și s-a urcat în mașină fără să verifice amprentele, mă. Nu știu. Unde mergem? Ia în față, așa. Hai acasă, că nu mai vreau. La apartament? Acasă, da, da, da. Dacă am pus GPS. Mie nu mi-e frică de ei foarte tare, știi că eu sunt curajos. Dar mie că abia venea și mie costumașul. Și în loc să-mi îmbrac și costumașul la nou, mă îmbrăcam cu o îmbrăcăminte de aia de pușcărie. Și nu mai vreau, da, în viața mea. Hai să zice fun și noi unii. Nu mai, hai acasă că nu mai vreau. M-am căcat pe mine. Bă, dar ce ne luase? Și bulangiul ăla nu intrase în mașină, i-am zis că e mașina lui, că eu dau lui el nimica. Apropo, că s-a gândit că e ceva suspect. Da, da, da. Cine, dar măcar s-a urcat polițistul ăla și n-a mai luat amprentele, știi ce zic? Păi da. S-a pus stopuri. Da. Bă, dar ne luam și noi 120.000 pe ea, băi, nene. Facem altă combinație după. Facem noi, da. Ceva cu droguri, că văd că mașinile nu prea merg. Merge, mă, și cu mașine, zic eu. O lua ăla, mă, o lua că ăla, dacă o cumpărai, cu schimba vopseaua, șasiul. Adică nu șasiul, că ăla nu poți să schimba. Dar schimba numărul ăla după șasiul, seria aia. Dar n-a apucat să ajungă. Hai. Trebuie să bag în parcare. Bagul la parcare, da. Aoleu, hai în casă. O mai fi adăse de babardeau acolo? Nu, cred. Băi, bine că am ajuns acasă, bă, vorbile. Suntem între, suntem bine. Păi da. Îți face un plan bine pus la punct. Îți dai seama, normal. Nu mai, mă, au plecat de acasă. Păi ăștia pleacă noaptea, mă, afară, să duc în centru vechi, coronale. Hai că mă duc să fac și eu un duș, dacă e. Vezi că nu se, că se cacă la acolo. Se cacă la... Bă, te mai caci mult! Ești afară, că plouă oricum. Că ce cacă ăla, băi, nene? Dacă am mâncat poruncul cu ăla... Aoleu! Eu i-am spus să nu, da? Ce, bă, bă, fraier, tot fraier rămâne. Vezi că sunt două, băi, oricum. Hai că aici nu-i nimeni, mă, ba să fac un doș, bosule, și ne auzim mâine, da? Da, să-ți iei prosop. N-ai prosop aici, ba da, sunt prosoape, sunt două. Bun. Hai, te-am pupat, pupă-te la somn. Pa, pa. Pa, pa. Doși. Pe domnul, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Aproape ne-am luat, ești nebun. Deci chiar nu m-aș aștepta să vină poliția acolo sau chestii de genul. Eu mă duceam să mă joc pur și simplu la ăla și pe asta mai merge să mă jefuim oameni. Dar au venit oamenii și... Na, a sunat ăla la poliție. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut acest episod, bineînțeles, abonați-vă canalului, dați un click acolo pe subscribe. Diseară la ora 10 sunt live și după aia, după ora 10, facem și sleep stream de la ora 12 încolo. V-am lăsat să aveți o zi perfectă în continuare.
și m-am pupat. Ciao. Stai! Pedofilescu Virgil de la Poliția Română, prietene, văd că nu te-ai abonat la Epic Shorty, așa că dai click imediat aici și abonează-te. Aici ai un video ales de YouTube, iar aici am ales și eu video ăsta special pentru tine. Și sus aici, bineînțeles, că ai Instagramul meu. După ce mi-ai dat follow și toate cele, nu stați degeaba, nu blocați intersecția, că n-are niciun sens. Circulați, vă rog frumos!